cumulare de funcții de către președintele Parlamentului, care de asemenea exercită funcție de președinte interimar pentru o perioadă mult mai lungă decât cea specificată în Constituție. De altfel, în perioada 2009-2012, interimatul președintelui a fost de 3 ani și 6 luni. A consumat aproape întreaga durată a mandatului unui președinte, care este de 4 ani. Astfel, a fost eludată norma constituțională care denotă intenția de limitare a unei astfel de situații la un termen de 2 luni, atât cât ar fi necesar pentru organizarea alegerii președintelui. Curtea constată că intervenția în anul 2000 în conținutul mecanismului articolul 70